Suntem live? Da. Bună ziua! Astăzi compania Intellect Group va prezenta o nouă cercetare, un rating politic, pentru luna aprilie. Metodologia a rămas aceeași, este o cercetare, o analiză de experți interni și externi, din mai multe țări. De data aceasta, eșantionul a fost mai mare, deci mulțumim experților pentru că au avut răbdare să îndeplinească și să răspundă la toate întrebările. Este compus din două părți. Prima parte sunt problemele și întrebările sociale sau social-politice și a doua parte este ratingul politic, în care experții au analizat activitatea politicienilor cu o notă de la 1 până la 10, anume pe luna aprilie. Reșind din toate activități, reșind din cum s-au comportat, cum au reușit din problemele care au fost luna aprilie, a fost destul de încărcată, mai mult ca atât a fost încărcată cu, așa zicem, lupte politice între Parlament și Curtea Constituțională, apropo, care a fost destul de complicată pentru politicieni, deci în luna aprilie voi trece puțin înainte și voi zice că practic toți politicienii au avut de pierdut în luna aprilie. În această cercetare, la fel, au participat 24 de experți interni, 18 experți interni, 10 formatori de opinie, jurnaliști și activiști. Vedeți mai jos și lista portalurilor care au fost monitorizate. Este partea a treia a cercetării, mai mult este bazată pe tehnologie de monitorizare, care a fost aprobată și deja încercată în țările vecine ca Ucraina și România, în care noi vom putea vedea anume mediatizarea politicienilor sau evenimentelor. Deci vom trece la prima întrebare. Experții au fost întrebați să evalueze impactul implicării partenerilor externi în politica a țării noastre. Implicare pozitivă 7%, negativ 66,5%, neutru 18,5%, nu știu 5% și n-au răspuns 3%. La aceeași întrebare au răspuns 1114 respondenți, impact pozitiv 18,3%, negativ 36%, neutru 13,3%, nu știu 21% și n-au răspuns 11,2%. Aici noi am combinat părerea experților și părerea cetățenilor, adică întrebat peste 1114 de cetățeni, care la fel consideră că este majoritatea, 36% consideră că este negativ, 18,3% pozitiv. Vedem totuși că rezultate la indicișii sunt mai mari sau persoanele care nu au vrut să răspundă la această întrebare. Experții au răspuns la întrebare dacă crearea partidelor noi poate schimba conjunctura politică din Parlament. Răspunsurile au fost da, 29,5%, nu, 48,5%, nu știu, 20% și n-au răspuns, 2%. La aceeași întrebare au răspuns și 1114 respondenți. Da, 13,5%, nu, 64%, nu știu, 18,5% și n-au răspuns, 4%. Vedem că majoritatea experților, chiar și a cetățenilor, nu au așteptări mari de la partidele noi sau nu consideră că aceste partide vor schimba cumva situația politică din Republica Moldova. Experții au fost întrebați să evalueze perspectiva dizolvării Parlamentului. Va accelera procesul de organizare a alegerilor anticipate care vor schimba componența Parlamentului, 21,5%. Va prelungi criza politică, 27%. Nu se va schimba nimic, 48,5%. Nu știu, 3%. La aceeași întrebare au răspuns și respondenții. Va accelera procesul de organizare a alegerilor anticipate care vor schimba componența Parlamentului, 29,2%, va prelungi criza politică, 19,8%,
nu se va schimba nimic, 36,3% și nu știu, 14,7%. Ca și în luna februarie-martie, rezultatele rămân practic neschimbați. Vedem că chiar și experții și cetățenii consideră că practic acest lucru nu va schimba nimic. La capitolul cetățenilor vedem o creștere la 29,2, care consideră că totuși se va schimba situația, însă 36,3 consideră că nu se va schimba situația. La întrebare, apreciați fenomenul vaccinării demnitarilor fără rând? Răspunsurile sunt pozitiv 3,5%, negativ 86%, neutru 5,5%, nu știu 5%. Decizia Curții Constituționale de a anula decizia Parlamentului privind retragerea mandatului judecătoarei Domnica Manole. Decizie greșită din cauza conflictului de interes, 27,5%. Decizie politică, 34%. Decizie corectă, 20,5%. Nu știu, 11%. Și n-au răspuns, 7%. Decizie Curții Constituționale de a anula starea de urgență. Decizie greșită din cauza pandemiei COVID, 31,5%. Decizie politică, 41%. Decizie corectă, 9,5%. Nu știu, 13% și n-au răspuns, 5%. Utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă. Pentru procurarea vaccinilor și vaccinarea masivă a populației, 32,5%. Susținerea sectorului economic, 14,5%. Modernizarea sistemului medical și măsuri de protecție, 18%. Pentru măsuri neprevăzute provocate de pandemie, 7%. Susținerea sectorului și oamenilor afectați de pandemie, 20%. Alegeri anticipate, 2%. Nu știu, 3,5% și n-au răspuns, 2,5%. Vedem că majoritatea experților rămân la aceeași părere, ca și în luna martie, că majoritatea banilor din fondul de rezervă trebuie să fie alocat pentru vaccinarea masivă a cetățenilor și de a stopa răspândirea pandemiei COVID-19. La întrebarea ce personalități publice cunoașteți din Transnistria, cunosc bine Vadim Krasnoselski, 52,5%, Galina Antifeeva, 14,5%, Alexandr Korshunov, 18%, Oleg Dovgopol, 7%, Evgenii Șевчук, 21,5%, Ирина Василаки, 3%, Руслан Мова, 14%, Анатол Дерун, 11,5%, Елена Городецкая, 6,5%, Игорь Смирнов, 51,5%, Александр Мартынов, 13,5% și Виталий Игнатьев, 19%. În așteptarea alegerilor anticipate parlamentare, noi uităm că în acest an vom avea alegeri și în Transnistria și în Gagauzia, deci în următoarele cercetările noastre și analize de experți vor fi și întrebări din aceste regiuni, ca să vedem care situația este la momentul dat. Acum trecem la partide, la personalități, vedeți categoriile la care experții au dat o notă de la 1 până la 10 și ne vom opri la fiecare categorie aparte. La întrebare, evaluați popularitatea persoanelor publice din Republica Moldova de la 1 la 10 puncte. Top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 8,2 puncte, Igor Dodon cu 8 puncte, Zinaida Greceanu cu 5,4 puncte, Ion Ciban cu 5 puncte și Corneliu Furculiță cu 4,7 puncte. La capitolul profesionalism, top 5 persoane sunt Igor Dodon cu 6,2 puncte, Maia Sandu cu 5,7 puncte, Zinaida Greceanu cu 5,2 puncte, Vladimir Voronin cu 5 puncte și Ion Ciban cu 3,5 puncte. La capitolul influență, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 7,9 puncte, Igor Dodon cu 7,7 puncte, Zinaida Greceanu cu 3,8 puncte, Vladimir Voronin cu 3,7 puncte și Corneliu Furculiță cu 3,5 puncte. La capitolul experiență, top 5 persoane sunt
Igor Dodon cu 7,7 puncte, Maia Sandu cu 6 puncte, Vladimir Voronin cu 5,4 puncte, Zinaida Greceanu cu 5,3 puncte și Corneliu Furculiță cu 5 puncte. La capitolul integritate, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 6 puncte, Igor Dodon cu 5,7 puncte, Zinaida Greceanu cu 4,7 puncte, Aureliu Ciocoi cu 4,3 puncte și Vladimir Voronin cu 4,2 puncte. La capitolul activitate persoanelor publice, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 6,9 puncte, Igor Dodon cu 6,3 puncte, Ion Ciban cu 3,6 puncte, Zinaida Greceanu cu 3,5 puncte și Corneliu Furculiță cu 3,3 puncte. La capitolul mediatizare, conform programului de monitorizare a presiei, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 9,6 puncte, Igor Dodon cu 8 puncte, Igor Grosu cu 5 puncte, Zinaida Greceanu cu 4,6 puncte și Ion Ciban cu 4,1 punct. Top persoanelor publice sunt Maia Sandu cu 7,2 puncte, Igor Dodon cu 7,1 punct, Zinaida Greceanu cu 4,6 puncte, Vladimir Voronin cu 4,4 puncte, Ion Ciban cu 4,1 punct, Corneliu Furculiță cu 3,1 punct, Aureliu Ciocoi cu 2,7 puncte, Andrei Năstase cu 2,6 puncte, Igor Grosu cu 2,4 puncte, Ilan Șor cu 2,4 puncte, Irina Vlah cu 2,3 puncte, Alexandru Slusăr cu 2,2 puncte, Renato Usate cu 1,6 puncte, Andrean Candu cu 1,6 puncte, Domnica Manole cu 1,4 puncte, Ion Chicu cu 1,3 puncte, Mihai Popșoi cu 1,2 puncte, Pavel Filip cu 1,2 puncte, Ștefan Gligor cu 1,2 puncte și Dinu Plângău cu 1,1 punct. Dacă să ne uităm anume la top 10 politicieni, vedem că sunt 3 reprezentanți Partidul Socialiștilor, 2 Partidului PAS, 1 Partidul Demnitate Adevăr, Partidul Șor și Partidul Comuniștilor. Însă, dacă vom analiza rezultatele din luna martie, vom vedea că practic toți politicieni au avut de pierdut și sunt în scădere. Dacă acum vom trece la partidele politice, vedeți 5 categorii, după care iarăși experții au pus o notă de la 1 până la 10, și la primul capitol, popularitate. Popularitatea partidelor politice din Republica Moldova de la 1 la 10 puncte. Partidul Acțiune și Solidaritate 8,4 puncte. Partidul Socialiștilor 7,7 puncte. Partidul Șor 4 puncte. Platforma Demnitate și Adevăr 3,2 puncte. Partidul Nostru 1,5 puncte. Partidul Comuniștilor 1,3 puncte. Partidul Democrat 1 punct. Pro-Moldova 0,9 puncte. Partidul Unității Naționale 0,2 puncte. Partidul Liberal-Democrat 0,1 punct. La capitolul Activitate, Partidul Acțiune și Solidaritate 7,6 puncte, Partidul Socialiștilor 7,2 puncte, Partidul Șor 2,7 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 2 puncte, Partidul Nostru 1,2 puncte, Partidul Comuniștilor 1,1 punct, Partidul Democrat 0,8 puncte, Pro-Moldova 0,7 puncte, Partidul Liberal-Democrat 0,2 puncte și Partidul Unității Naționale 0,1 punct. La capitolul Structură, Partidul Socialiștilor 7,3 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 6 puncte, Partidul Șor 4,2 puncte, Платформа Демнитати и Адевер 3,7 пункти, Партидул Демократ 2,2 пункти, Партидул Ностру 2 пункти, Партидул Комуништилор 1,9 пункти, Промолдова 1,8 пункти, Партидул Либерал Демократ 0,2 пункти и Партидул Унитети Национали 0,1 пункт. Ла капитулу Екипа, Партидул Социалиштилор 6,8 пункти, Partidul Acțiune și Solidaritate 6 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 4 puncte, Partidul Șor 3,2 puncte, Pro-Moldova 1,4 puncte, Partidul Democrat 1,3 puncte,
Partidul nostru 1,2 puncte, Partidul Comuniștilor 1 punct, Partidul Unității Naționale 0,3 puncte și Partidul Liberal-Democrat 0,1 punct. La capitolul mediatizare, conform programului de monitorizare a presiei, Partidul Acțiune și Solidaritate 8,3 puncte, Partidul Socialiștilor 6,8 puncte, Partidul Șor 2,5 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 2,4 puncte, Partidul Nostru 1 punct, Partidul Comuniștilor 0,8 puncte, Partidul Democrat 0,7 puncte, Pro-Moldova 0,5 puncte, Partidul Unității Naționale 0,1 punct și Partidul Liberal-Democrat 0,1 punct. Top partide politice. Partidul Acțiune și Solidaritate 7,3 puncte, Partidul Socialiștilor 7,2 puncte, Partidul Șor 3,3 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 3,1 punct. Partidul Nostru 1,4 puncte, Partidul Comuniștilor 1,2 puncte, Partidul Democrat 1,2 puncte, Pro-Moldova 1,1 punct, Partidul Unității Naționale 0,2 puncte și Partidul Liberal-Democrat 0,1 punct. Aici observăm că în creștere sunt liderii acestui top, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Socialiștilor. În mare parte, ambii concurenți electorali au adăugat în activitate. Partidul Socialiștilor a fost mai activ în ce ține de structură și echipe, iar Partidul PAS a fost mai mediatizat în presă. Celelalte partide, din păcate, sunt în descreștere. Este practic startul campaniei electorale, pentru până la 11 iulie mai avem două luni. Practic lunar vom încerca să monitorizăm și să analizăm situația și activitatea acestor partide și persoanelor politice. Vă mulțumim! Mulțumim frumos! Можно вопрос? Да. Заказчик этого опроса, на чьи деньги он проводился и способ проведения опроса? Способ проведения, он получается два этапа. Первый этап – это экспертная оценка. Участвуют около 30 местных экспертов из Республики Молдова и 20-25 экспертов, ну, в зависимости от каждого месяца, это эксперты из-за границы. То есть из таких стран, как Украина, Румыния, Австрия, Россия, Украина. То есть мы с ними сотрудничали по проведению экзит-пола, да, в 2000 на президентских выборах и продолжили с ними сотрудничать. Это проект нашей компании, в котором мы с ними сотрудничаем. Ну, здесь о цене, то есть это как бы наши эксперты, с которыми мы работаем постоянно, потому что наша активность, она из-за границы, то есть мы работаем не только в Республике Молдова, но и из-за границы. И поэтому это как бы внутренняя работа экспертов. То есть вы сами свою же работу профинансировали, да? Да. Я правильно понимаю, да. Ну, это наша деятельность как бы ежемесячная, то есть до презентации мы это тоже делали, просто это была как бы внутренняя работа, сейчас некоторые вопросы мы хотим представить, потому что в основном выходят опросы, да, как бы общественного мнения, но мало кто видит, скажем, экспертную оценку той или иной деятельности. Со временем мы постараемся показывать соотношение, то есть как мнение общества, да, граждан и мнение экспертов, потому что эксперты более детально смотрят на какие-то деятельности и могут анализировать, например, ежемесячная деятельность политиков, потому что именно профессионализм или неподкупность, она исходит из тех действий, которые проходили именно в этом месяце, или как реагировали политики на данную ситуацию, или с какими декларациями выходили, то есть это было более эмоционально или профессионально. То есть и вот здесь они ставят, эксперты ставят оценку от 1 до 10, именно по деятельности именно в этом данном месяце. Вы говорите об экспертах. Давайте немножечко об этом поговорим. Эксперты – это политики, политологи? Нет, эксперты – это политологи, социологи, специалисты международных отношений. Скажем так, есть двое или трое участвуют в общественной деятельности, несколько журналистов, но в основном это политологи, социологи и специалисты международных отношений. Значит, потому что они…
Ну, большинство, которые они, опять же, участвовали и в, скажем так, экзит-поле, да, на нашей странице можете увидеть всех абсолютно экспертов и их мнение по определенным вопросам или, скажем, их участие, да, видеоконференции, с которой мы проводили с ними, то есть на президентских выборах, то есть это все публично и открыто можете, да, взять. Просто если перечислять, то это надо именно перечислять всех, потому что может кто-то обидеться. Может быть, в этом опросе был там парочку экспертов были приглашены впервые. Я думаю, может быть, если это так. Они всегда меняются, идет ротация. Все равно мы стараемся экспертов. Некоторые, например, эксперты не успевают, скажем, в одном месяце, поэтому компенсируем, скажем, другими. И опять же, странно, берется не только один эксперт из, скажем, в Румынии. В Румынии, например, четверо экспертов. Да, на Украине двое экспертов, в Белоруссии двое экспертов, в России один эксперт, в Австрии один эксперт, в Германии один, Франция двое участвуют, скажем. И опять же, есть брошюра, можете ознакомиться, рассылали, то, что вот когда мы работали по экзит-полу. И там есть участники, все эксперты, с которыми мы сотрудничаем, ведущие. Каждый месяц, то есть каждый месяц мы будем выходить, да, через месяц, да, всегда в первых числах месяца мы будем выходить с этой экспертной оценкой, к, скажем, ближе к выборам будут и опросы, мы надеемся, что он получится у нас реализовать и в этом году, то есть и в этом году экзит-пол, и подтвердить наш результат на президентских выборах, потому что, да, мы этим гордимся, то, что это первый экзит-пол, который был практически равен результатам выборов, да, и это первый раз в истории Республики Молдова, поэтому нам нужно подтвердить данное достижение для того, чтобы уже поставить точку на все сомнения или на все критики. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо.